Din platoul nostru încă și aici se simte miros de lalele, pentru că Ion al nostru a fost în raiul lalelelor, în Bardar, una dintre localitățile cu cele mai multe plantații de flori din Moldova. Și să știți că primele flori au început a înflori la începutul lui ianuarie, iar noi am așteptat să se înmulțească ca să le filmăm în toată splendoarea lor. Ion Răilean a fost în serele producătorului local Gheorghe Luchița și să vedeți doar ce imagine a surprins. În gospodăria lui Gheorghe Luchița din satul Bardar, primăvara a venit încă din luna decembrie, atunci când au înflorit narcișii, iar de câteva săptămâni și lalelele s-au făcut văzute. Cultura asta de lalea permite ca de obținut floare practic în orice sezon și în timpul anului. Pentru aceasta ceapa de lalea este menținută în frigider atâta timp cât este necesar și după deja sădită când dorim, în condiții așa mai calde, în condiții de seră și în decurs de cel mult o lună obținem floare. La lalele există vreo 11 clase. Noi creștem aproximativ 5 clase de lalele, dintre care aproximativ 80 de soiere în total. Anul acesta iarna a fost blândă, motiv de bucurie pentru cei care adoră florile și asta pentru că se vor vinde mai ieftin. Iarna asta într-adevăr a fost excepțională, multe recorduri au fost bătute, pentru fermieri au adus și lucruri pozitive. Noi într-adevăr erau perioade relativ îndelungate când în general nu făceam focul în seră pentru că noaptea temperaturile erau pozitive. Creștem cantități foarte mici de flori, destinate mai mult pentru localnici, asta presupune mai mult persoanelor din localitatea Bardar, din localități de pe împrejur. Oamenii deja ne cunosc, întotdeauna avem flori proaspete. Vin câteodată și din Chișinău, care să așa mai doresc să vadă ceva deosebit, atât în seră, să-și leagă câte o floare. De obicei, cumpărătorii fac rânduri după lalele. Iată că și domnul Vasile a decis să-și alinte fica cu flori proaspete și aromate. După ce și-au ales 3 buchete de toată frumusețea, a venit și surpriza din partea gazdelor. Am aflat prin intermediul la Facebook și am avut nevoie de niște laleli, așa că am zis că de ce să le cumpărăm de la cei care poate le cumpără chiar de aici, dar să nu venim chiar aici să le vedem. Cumpărăm 2 pentru mine. Lalelele lui Gheorghe sunt mai accesibile decât cele de import și după cum afirmă antreprenorul, se vor păstra mai mult timp. Persoanele care cumpără produs autohton tot obțin multe avantaje. În primul rând, obțineți întotdeauna produs garantat proaspăt și calitativ. Nimeni nu este interesat de pe loc să vede un produs necalitativ, pentru că își păstrează totuși cât de cât reputația. Puțin știu, dar bulbii de lalele pot fi folosiți nu doar la plantat. Până acum n-am știut, dar domnul Gheorghe mi-a spus chiar că bulbii ăștia se prepară și mi-a făcut el singur un cadou. Bulbii de lalele sunt foarte comestibili, sunt mai gustoși ca cartofii, mai gustoși ca ceapa, nu conțin substanțe lacrimogene, nu conțin substanțe nocive, doar substanțe folositoare pentru organism. Putem să mâncăm în orice cantitate cât încape în stomacul nostru. Au un gust foarte, foarte deosebit, aș spune de cartof sau de între mazăre, topinambur, puțin dulciu. Toată familia lui Gheorghe Luchița este antrenată în muncă. În luna îndrăgostiților, florile sunt la mare căutare, iar bărbatul îi așteaptă pe fiecare în mica lui olandă.